ghioane. Nu te uita la cocoane, cocoanele se mărită. Rămâi cu inima mică. Ia, să să. Nu gândi mai de gândi, eu ca tine mai găsim. Ia, ca să vă. Chiar și marea dacă-i trece, ca tine o-i găsesește. Și marea dacă-i crește, ca tine o-i găsesește. Thank you.
Suntem acum în casa mare a satului Țadaclia, raionul Basarabeasca, și discutăm despre artă, meșteșug și tradiție cu distinsa doamnă profesor Vasilița Lungo. Așezat pe malul Tobinicului în stepa Bugeatului. Un sat de oameni gospodari, harnici, care prețuiesc valorile culturale ale satului și le păstrează în muzeul la Casa de Cultură. La intrare, dumneavoastră vedeți sus un prosop țesut de o tânără care și-a petrecut iubitul la război și nu s-a mai întors. Acest prosop este decorat cu hobotică care se numește coroana miresei. Dacă observați, uzurul ne arată. Tânăra și-a împletit în această lucrare dorul, lacrimile și durerea care a suferit că nu i s-a mai întors dragul de război. În capul miresei noi, țadaclienii, punem pâinea. Pâinea cea de toate zilele care ne întărește, care ne este prezentă la învormântări, la nunți, la cumetrii, la sărbătorile ordinare ale satului. Iată aici aveți colacul miresei, aveți gemne, aveți pomană și diferite copturi făcute la sărbători. Foarte de mâine hanicele gospodinilor. La nunți spunem înainte de șelea. Hrustici. Da. Așa. În partea dreaptă observați culmea. Deci eu perdeam, care se acoperea toate hainele de sărbătoare ale stăpânilor casei, ale fetei, așa, care erau îmbrăcate, costumele naționale, care erau îmbrăcate numai la sărbători. Prosoapele toate sunt țesute și toate sunt decorate cu diferite uzoare, observați, și mai moderne și mai vechi de bunicile și străbunicile noastre. Prosopul care este ștergarul cel mai frumos, probabil. În partea aceasta aveți un război țesut cu Solovski Agafia. O doamnă care l-a păstrat cu mare, l-a țesut când avea 16-17 ani, apoi l-a păstrat până acum când are și 67 de ani, după aceea l-a dăruit muzeului satului, ca să vadă și străstrării feții noștri. Ce lucrări frumoase! Sus pe culme avem colțuri, tot așa, brodate de străbunici vechi. Așa, brodate de străbunicile noastre care se îmbogădeau la sărbători. În unghier avem zestrea, în care nu se căsătorea nici o domnișoară. Până în pot. Avea zestrea până în pot, măi. Cam de departe și n-am putut lua toate exponatele cu noi. În partea stângă aveți niște mostri, costume de mire și mireasă, din anii 58 a familiei Modroi, din anii 62 a familiei Jaucu. Avem costume de mire și mireasă la intrare din anii 70, 1 și 1 din 80. Tot cu drag vă prezentăm și niște mostre de cânipă. Iată, în partea aceasta noi avem lucrări de cânipă, care desemata Guriană, care astăzi se supade cu un alcoolic. În trecut era primul sprijin de ajutor pentru străbunii noștri, că ei purtau haine, ei bluze, cămâși bărbătești, fuste, toate țesute din cuiorul de cânică. Cum se lucra cânică, cred că știți, se strângea cânică, făcea malduri, punea în apă la topit, peste două săptămâni o scoteau un stau, o puneau în meliță, iată avem și melița, și o băteau până fuiorul se curățea tot de cojiță, apoi fuioarele, iată, în această meliță de lemn, se puneau firele de cânică și se băteau până sărea tot din frânză. Și rămâneau câlții curați. Fuioarele de prima calitate erau folosite la țesutul pânzii pentru ei, pentru bluze de sărbătoare, pentru costume de sărbătoare, cămâși pregătești, fuste, femeiești și prosoare. Iar camura sau câlții care erau mai, așa, mai astea, erau folosite la zvonnici
zornicul este un, ca un șerlac cu care se acoperea și mămăliga și mica proască, căsoasă de tutor. Și iar câlpii mai aspri care de amul erau restului, erau folosiți la împetit la țesutul pietei pentru saci. Vă mulțumim foarte mult! Avem cheptinele prin care se... cheptin prin care se trăgeau firile acestea și se alegeau fularele, panul și... Să trăiți, distinsă doamnă profesor Vasilița Lungu. În continuare, ansamblul etnofolcloric Speranța din Sadaclia, Basarabeasca, director artistic doamnă profesor Gheorghe Pistol, ne cântă La Fântânița din Sat. Aplaudăm mai cu inimă ansamblul etnofolcloric Speranța, Sadaclia Basarabeasca, director artistic maestru Gheorghe Grigore Pistol. Thank you.
Populare cu Nuna, municipiul Strășeni, coregraf maestru Maxim Bârsan. Formația folclorică Dumbrava Verde din orașul Strășeni, directorul artistic Valentina Popa. Ansamblul de dansuri populare Busu Ioc, Forniceni, Strășeni, director artistic maestru coregraf Valentina Cazaco. Ansamblul de muzică și dans Rotunda, director artistic Valentina Cazacu, din Vornicei Strășeni. Ansamblul etnofolcloric Doruleț, Vornicei Strășeni, director artistic doamna profesor Nadejda Moraru. Ansamblul de dans popular Cimbrișor, din Sereni Strășeni, director artistic Sergiu Dăncilă. Ansamblul etnofolcloric Sânzienele, Căpriana Strășeni, bravo! Ansamblul de dansuri populare Cusmulianca, Floritoia Nouă, Raionul Ingenci, director artistic doamna profesor Galina Sava. Ansamblul vocal Stăluțele, conducătorul artistic Ecaterina Seco, din satul Bușila Ungheni. Ansamblul de etnofolcloric Prundenii, din satul Măcănești, Raionul Ungheni. Salutăm prezența în paradă a ansamblului etnofolcloric Iasomie, satul Cașba, Raionul Plodei, director artistic Inesa Vasilos. Salutăm ansamblul Crizantemele din satul Cașba, Raionul Plodei. Salutăm participarea ansamblului de dansuri populare Țărâncuța, Slobozia Dușca Fiulei, director artistic Ruslan Sitișco. Salutăm ansamblul de cânte frunză de dor din satul Gârlița, Soroca. Suntem împreună cu ansamblul etnofolcloric Geto Daci, Forești Ialoveni, director artistic Mihai Volov. Salutăm ansamblul folcloric din Foreaș, conducător artistic Vizita doamna Elena Ungureanu din Forești Ialoveni. Suntem mândri de teatrul Facur din satul Forești, Raionul Ialoveni. Regizor Carina Castraveț, să trăiți! Salutăm și suntem mândri de ansamblu folcloric Cimbrișor din satul Suruceni, Ialoveni, director artistic Vizita doamnei Valentina Aga. Participă în măreața parada a portului popular ansamblul etnofolcloric Sălcioara, Sălcuța Căușeni. Salutăm ansamblul de dans Tinerețea din Mălți. Suntem împreună cu ansamblul etnofolcloric Plăsterașii, Colonița Chișinău, Mihai Munciu, conducător artistic. Salutăm ansamblul folcloric Daci din Potereșani, din noi. Ansamblul vocal Belarus, Zăraici din Chișinău. Ansamblul Rotina, conducător artistic Burlaca Iubor, din Chișinău. Ansamblu coral mix de maturi Sărăteanca din Sărătenii Vechi, Pelănești. Șirul continuă, corul mix Alexandru Malai, satul Sadova, Raionul Călăraș. Salutăm corul Doina Podului din satul Logova, Strășeni, dirijor Gheorghe Pascaru. Participă în măreața parada a portului popular ansamblul etnofolcloric Doroleț, Vornicei Strășeni, conducător artistic Nadejda Moraru. Salutăm corul Burevista din Strășeni,
dirijor Pavel Moraru. Formația corală Doinița, Sireț Strășeni, Svetlana Rebeja. Salutăm ansamblu vocal Divertis, conducător artistic, Vizita Doamne, Viorica Popa din Strășeni. Corul de tineret Cantabile, Academia de Studii Economice, Municipiul Chișinău, dirijor Elena Marian. Salutăm corul Balada, dirijor Diana Ciudac din Mărtăcești, Criuleni. Corul de copii Armonia, Ignețeni Rezina, dirijor Ecaterina Bordișor. Salutăm corul mix Steaua, dirijor Galina Rota din orașul Chișinău. Continuăm cu Bafara de la Cimișia, maestru dirijor Ion Spătaru, mândra orchestră de Bafară a Consiliului Raional Cimișia. Orchestra de Bafară tenore, dirijor Ion Cojocaru din Chișinău. Orchestra de Bafară a statului Nicoteni, dirijor maestru Mihai Șpac. Orchestra de Fanfare Jocumbria, dirijor Fiodor Cipotăreanu din Anelinoi. Bravo! Mulți frații noștri participanți, vă invităm să jucăm împreună Hora Neamului. În acest platou să umplem cu o măreață coră a neamului nostru. Localitatea Sădaclia, Raionul Basarabeasca, director artistic, distinsul profesor Grigore Pistol. Tot cu ochii la cărare. Yeah.
Cine suntem noi și de unde venim. Veșmântul și creațiile artistice sunt raportate la sacru de membrii talentați ai ansamblului etnofolcloric Speranța, Sada Clia, Raionul Basarabeasca, director artistic, maestru Gheorghe Pistol. Vă mulțumim foarte mult! Să trăiți! Ansamblului etnofolcloric Speranța, Sada Clia, Ionu Basarabeasca, director artistic, maestru Grigore Pistol, bravo, să trăiți!
Mărdovnesc, am trei doruri că trăiesc, bronză verde, mărdovnesc, am trei doruri că trăiesc, dor cu dor care are poți, spre casa omului drag, de cararea cu tripăi, am ajuns până la voi. Hai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, dam, dai, dara, dai, dara, diri, diri, da, dai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, dam, dai, dara, dai, dara, dai, dara, dai, dara, dai, dara, am un dor pentru al meu sat, lângă codri așezat, am un dor pentru al meu sat, lângă codri așezat, dor cu dor cărarii fac spre casa omului drag, de cararea cu tripăi, am ajuns până la voi. Dai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, dom, dai, dara, dai, dara, diri, diri, da, dai, dara, dai, dara, pentru că soța lor, pentru părinții amândoi și pentru că soța lor, dor cu dor cărarii fac spre casa omului drag, de cărarea cu tripăi, am ajuns până la voi. Dai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, da, dai, dara, dai, dara, diri, diri, da, dai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, da, dai, dara, dai, da, uite așa, țăi, băi, băi, așa, și amândoi cât floarea te e lumină și-am un dor cu floarea de-i de lumina dragostei, dor cu dor cărarii fac spre casa omului drag, de cărarea cu tripăi am ajuns până la voi. Dai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, da, dai, dara, dai, dara, diri, diri, da, dai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, da, dai, dara, dai, dara, diri, diri, da, dai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, da, dai, dara, dai, dara, diri, diri, da, dai, dara, dai, dara, dai, dara, diri, da, dai, dara, dai, 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 Bye.
Viața mea și pe mine mă grie, că nimic nu mai grie, în loc de tare mea. Thank you.